Alina și Nikita s-au cunoscut, s-au îndrăgostit și s-au cununat la internatul psihoneurologic din orașul Bălți. La sfârșitul lunii septembrie, de ziua Crucii, tânăra în scaun rulant a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, botezată cu numele Maria. Mi-a spus din mi-a spus că o vasă atlicină devăcica, dărovăia, atlicină. Și am de prim mega lăcânt. După asta mi-a spus că medici din de club e sănătoasă. Și tare m-am bucurat, măcar asta. Că m-am încat tare mult la Dumnezeu. Sunt de eu, un copil sănătoasă. Și am mai bucurat. Și când am mai am văzut-o și pe Maria, nu-mi vine să crede și de nu mă uitam la dânsa și seamănă e ori cu mine, ori cu colena seamănă din două una. Dar nu e tare mult să ne-a spus, mai mult seamănă cu colena, dar nu cu mine. Zic că ei las că să vedeți mai încolo, zic nu am moia să vedeți. Ca moia și ei mici poți să zic, așa, cu încetșorul e zbunță, zic că să vedeți.